Președintele Klaus Iohannis a participat astăzi la reuniunea informală a Consiliului European de la Bratislava din Republica Slovacă. La acest summit, în care s-a discutat viitorul UE fără Marea Britanie, Iohannis a declarat că poziția României este de o importanță strategică națională și că se vrea ca România să fie mult mai profund integrată în toate procesele Uniunii Europene. Cu ocazia summitului de la Bratislava, unde s-a discutat viitorul Uniunii Europene fără Marea Britanie, Klaus Iohannis a declarat că dorește ca România să fie mult mai profund integrată în toate procesele Uniunii Europene și crede că o integrare mai profundă este una din soluțiile pentru multiplele crize europene. Tema principală este viitorul Uniunii Europene, acum concret, sigur, în situația creată de Brexit. Pe de altă parte, Iohannis a evidențiat că România are două puncte care reprezintă părți esențiale ale strategiei naționale. Este vorba de un principiu de integrare mai profundă în Uniune, cu cele două aspecte, intrarea în spațiul Schengen și intrarea în zona euro. În ceea ce privește aderarea la zona euro, președintele a spus că termenul stabilit pentru 2019 a fost nerealist și că România nu are o țintă fixă. Totodată, în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen, România a primit un semnal pe această temă prin vizita președintelui francez François Hollande la București cu 3 zile înainte de summitul de la Bratislava, președintele afirmând atunci că România este sprijinită de Franța în chestiunea Schengen. Principalele teme abordate la summit au fost consolidarea frontierelor externe, migrația, oferirea de garanții pentru cetățeni în contextul globalizării. Practic, viitorul Uniunii depinde de felul cum reușim să răspundem acestor preocupări. Dacă Uniunea nu reușește să răspundă și să acționeze credibil în aceste chestiuni care ne preocupă pe toți, atunci lucrurile nu vor merge într-o direcție bună.